cea mai înaltă practică spirituală. Sadhana, pe care o poate realiza un aspirant, independent de calea spirituală pe care o alege, este aceea de a urmări cu tenacitate și perseverență să trezească în ființa sa intenția fermă de a intra în comuniune directă cu Dumnezeu. În ultima instanță, toate metodele sau mijloacele pe care noi le aflăm la un anumit moment dat, în căutările noastre, nu sunt menite decât, pe de o parte, să ne ajute să ne cunoaștem mai bine, să ne transformăm, pentru ca ulterior să circumscriem această transformare, să orientăm această transformare spre unicul sens, acela al acceptării realității că Dumnezeu se află intim în propria noastră ființă. Și întreaga noastră sadhana spirituală să fie realizată cu credința fermă că fiecare pas de înălțare, fiecare pas sau efort depus spre transformare revelează încă ceva din această lumină a lui Dumnezeu care se află în inima noastră. Din punctul acesta de vedere am putea spune că există numai o unică sadhana spirituală. Și că scopul tuturor religiilor sau a cultelor sau a tradițiilor spirituale nu a fost decât acesta unic de a ajunge la același punct al comuniunii, al împărtășirii vieții divine. Raportându-ne în felul acesta la practica noastră spirituală, sigur că și deci acceptând această premisă, creăm condițiile favorabile descoperirii pas cu pas, adesori într-un mod intuitiv, a faptului că da, este Dumnezeu. Și este ordine. Și este armonie. Și este adevăr. Această descoperire însă se va realiza în starea de libertate interioară. Nu vom mai înțelege situațiile vieții ca fiind generatoare tensiune, punând, pe umerii divinității neînțelegerile și complexele sau ignoranța noastră. Vom înțelege că este un sens în tot ceea ce ni se produce. Vom înțelege că am fost, suntem și vom fi întotdeauna cu Dumnezeu. Și vom împărtăși lui Dumnezeu greutățile noastre. Vă veți simți ușurați și ajutați și ghidați din interior. Și vom descoperi gradat că și prin noi, ajungând să trăim într-o anumită stare de libertate interioară, de frumusețe, de relaxare, de bine, se face voia Dumnezeu.
Pentru că vreau să înțelegeți. De câte ori noastră sunteți buni, voia lui Dumnezeu se face prin noi. De câte ori ajutați un om, voia lui Dumnezeu se face prin noi. În loc să căutăm într-un mod steril și ciudat, fantasmagoric, care este voia lui Dumnezeu, câte mii de kilometri voi străbate eu prin galaxiile astea să văd care o fi voia lui Dumnezeu. Acestea sunt scenarii ale minții. Voia lui Dumnezeu se face permanent în ființa celui care este bun, se dăruiește, care iubește, care se sacrifică, care este drept, care este nevinovat, care trăiește în pace, care este bucuros, care este fericit. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Știți că această reprezentare va ajuta foarte mult să simțiți armonia momentului, ca și cum, cu adevărat, împreună cu Dumnezeu, facem voia sa. Și lui Dumnezeu este plăcut acest lucru. Nu vă mai puneți întrebări din acestea chinuitoare care, evident, că depășesc puterea de înțelege. Luați-o foarte simplu. Astăzi sunt fericit, fac pe Dumnezeu sigur. Când sunt nefericit, nu știu ce să zic. Sunt trist, nu e bine, nu cred că asta i-ar place Dumnezeu, ca să fiu sincer. Intuiesc eu așa că nu. Dacă nu le place, uite, oamenilor ăsta, de ce i-ar place Dumnezeu? Și iată că ne dăm singur răspunsul. Și imediat ne ridicăm puțin, că iar dacă ne este greu, facem un lucru care cumva să trezească din apatie, din tristețe. Da? Dacă cu privire la ceea ce am prezentat acum aveți anumite întrebări, poate cu ocazia unei conferințe voi continua să mai prezint anumite lucruri, dar consider că de gând, această idee de raportare la voința lui Dumnezeu și integrând intenția noastră de a face pe plac, pentru că am auzit de foarte multe ori ce bine ar fi, ce frumos ar fi, am considerat necesar să ofer o reprezentare cumva care să vă ajute mai mult să înțelegeți că este chiar foarte simplu să faci voia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este lumină și tot ceea ce luminează este plăcut lui Dumnezeu. Fiți, de exemplu, mereu zâmbitori, deschiși, strălucitori interiori, centrați și bucuroși, expansivi și plini de dragoste și de înțelegere. Da, asta e voia lui Dumnezeu. Și o să vedeți frumusețea celorlalți. Nu o să aveți niciun moment de îndoială că lucrul ăsta așa. Iar cu privire la anumite evenimente ale vieții care, sigur, vă pot pune pe gânduri, acționați prin această putere interioară spre a produce, prin efort, sigur, o transformare în sensul pe care dumneavoastră îl doriți. Pentru că întotdeauna stă în măsura noastră, în puterile noastre, să acționăm. În situația în care ajungem să greșim, și cu asta o să închei acest subiect, nu uitați că cel care reușește să admită și să recunoască că a greșit, pe jumătate este iertat de greșeală. Și dacă are și curajul să spună, da, Doamne, am greșit, iartă. Și dacă merge și la omul care știe că i-a greșit și spune, am greșit, iartă-mă. Aș vrea ca împreună să
înțelegem situația și să nu se mai repete. Să îndreptăm ce am greșit. Și dacă, sigur, acționăm mereu în felul acesta, îndreptăm lucrurile noi. Noi, chiar acum, pe loc, le putem îndrepta. Deci, iertarea și recunoașterea unor greșeli e salvatoare. Vorbeam de acel arhetip al salvatorului. Noi ne putem ierta pe noi înșine. Pentru că, să știți, mulți sunt intoleranți chiar față de ei, așa cum sunt intoleranți și față de alții. Cunosc oameni care ce-au făcut o boacănă, Doamne, s-au tăiat în 10 bucăți, nemai reușind poate să iasă la suprafață. Cum de-au greșit? Ce eroare! N-o să mă ierte Dumnezeu pentru ce am făcut? Iarăși, de unde știu ei cât de mare sau mică iertarea lui Dumnezeu? Deși în Scripturi, iarăși, se spune cât de mare este iertarea lui Dumnezeu.